Luna trecută, că trebuia să-mi aduc o centrală, că eu mi-am făcut o casă nouă pentru copii, că n-am avut nici, stăteam și în chirie. Și undeva, mergând spre Arad, că am mașina, mi s-a încălzit apa de la motor, mi s-a ajuns la 100 de grade. Mi s-a stricat undeva într-o pădure. Și acum am ajuns la un moment dat și am zis, ca și cum ar vorbi cu dumneavoastră sau cu oricare, așa vorbeam cu Dumnezeu, clar, și am zis, Doamne, acum te las pe tine să rezolvi treaba asta. Și așa de minunat a lucrat Dumnezeu, pentru că în seara aia ploua așa de torențial, nu puteam nici să repar mașina, nici nu puteam să fac nimica. Nu știam ce are motorul, apa mi se urca la 100 de grade, nu puteam să plec de pe loc. Am găsit o parcare, am parcat acolo. La un moment dat m-am odihnit un picuț, am văzut că s-a răcit motorul, i-am dat înainte până la primul oraș. Și atunci primul gând i-a zis, măi, la frați. Am sunat la un frate păstor, m-am uitat pe Google să văd în ce zonă sunt și ce biserici sunt pe acolo, am sunat la un frate păstor. Fratele păstor a zis, ia zi, măi, frate, uite, eu mă duc să-mi iau o centrală, copiii trebuie să-i mut, nu pot să... Am nevoie să-mi facă cineva mașina. Și o să... Da, bine. O zis că, uite, un pic așa, îți dau o adresă de GPS, te duci la fratele cutare, leși mașina acolo, vorbești cu el și el sigur o să se preocupe. Când m-am dus acolo, fratele stătea lângă adunare. Eu m-am dus la adunare și am zis, măi, lăs mașina în curte și mă duc la adunare. După ce ies la adunare, să pot să vorbesc cu fratele. Între timp cât am stat la adunare, așa, mă ziceam, Doamne, de ce o trebuie să trec pe aici și de ce trebuie să întâmplă lucrurile astea, pentru că era greu, mi era foarte greu. Și atunci, ce să vedeți, fratele a văzut mașina în curte, în timpul eu cât am stat la adunare, fratele ăla mi-a reparat mașina. Mi-a reparat mașina, când m-am ieșit din adunare, ei deja cred că colabora, când am ieșit din adunare, mașina era reparată. Și atunci fratele mi-a mai dat și ceva în numele Domnului și eu zic, te mergi cu Domnul Iisus și să... Când am ieșit din partea aceea, am început să plâng și nu vinea să cred. Am zis, Doamne, tu oriunde ești și faci minuni cu oricine. Nu trebuie să stau mult să mă gândesc la ceea ce e Dumnezeu. După aceea am spus un cuvânt simplu și am zis, Doamne, acum numai Tu poți să mă ajuți. Te rog, ajută-mă. Și am văzut cum Dumnezeu a lăsat prăpășirea. Nu puteam să mă opresc din lacrimi și să-i spun, Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu intervii și lucrezi chiar în lucrurile cele mai... care omul crede că Dumnezeu nu se implică, dar se implică și în toate lucrurile și în orice moment al vieții tale. Asta a fost acum recent mărturia asta și am vrut să împărtășesc în afară de cealaltă cu boala. Domnul ea. Minunat Dumnezeu lucrează, glorie lui.